Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a fost prezent la Timișoara, unde a deschis expoziția fotografică 30, dedicată momentului Marii Schimbări, care a început în urmă cu 30 de ani, în orașul martir de pe Bega, Revoluția împotriva regimului comunist. Ministrul Culturii a arătat că au fost omagiați cei care au plătit prețul traumelor și al tăcerii, cei care, prin trecerea lor în neființă, ne-au adus și ne aduc mai aproape, ne unesc și ne fac mai puternici. Bogdan Gheorghiu a precizat că expoziția omagială 30 reflectă această unitate și a felicitat pe această cale pe toți cei care au contribuit cu lucrări la acest concept, conștientizând eforturile și sacrificiile fiecăruia. Am trăit un sentiment de speranță, uitându-mă la copiii noștri, dar și la generația mea, care are de atunci posibilitatea de a se exprima, de a alege și de a contesta. Ministrul Culturii a ținut să le mulțumească în mod deosebit Ioanei Bărbat și Angelicăi Damian Bărbat, care s-au aflat la expoziție pentru că în jurul familiei lor s-a cristalizat ideea înființării Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste la Timișoara și care va veni cu un mesaj clar: nu am uitat și nu vrem să uităm. De asemenea, Ministrul Culturii a precizat că a avut o discuție constructivă cu managerul Teatrului Național Mihai Eminescu, Ada Lupu Hauswater, despre propunerile și proiectele pe care le are. Totodată, ministrul Bogdan Gheorghiu a avut întâlniri și cu reprezentanții administrației locale în vederea identificării de provocări și soluții privind procedurile de avizare. Au fost discuții despre noul cod al patrimoniului și despre pârghiile pe care Ministerul Culturii le are pentru finanțarea restaurărilor monumentelor de patrimoniu istoric.